Așa, gata, așa. Cătălin s-a terminat piesa, ne putem opri din cântat. Am avut aici analiză lingvistică, tehnico-tactică. Ce a vrut să spună artista când a zis că se pierd sâmbete, nu? Da, da, uite, nu cred că am auzit-o bine. N-ai auzit bine, nu? Alexandra spunea că nu se pierd sâmbete, ci se duc pe apa sâmbetei. Poate a zis se pierd zâmbete. Se pierd zâmbete, probabil, da. Eu am înțeles se pierd sâmbete și te întrebam ce înseamnă să pierzi o sâmbătă. E nasol dacă pierzi sâmbetele. Stânca în melodie. Știi că ce ai înțeles tu din melodie? Că sunt... de alea cu versuri greșite. Alea în engleză mai ales. Da, știi, da, da. Când... dar și în română sunt din astea. O mulțime, da. O mulțime, dar nu-mi vine mie acum pe loc, dar sigur sunt din astea. Eu chiar vreau să caut versul ăsta, ia, bă, hai. Ce zice Joe, da, acolo. Deci, cum se cheamă piesa? Că zic și eu. Cu inima. Joe, cu inima versul. Bun, da. Bun, bun. Tu caut acolo pe melodie, că eu caut aici la versuri. E cu cabrona, uite, de asta simt nevoia să mai pierd sâmbete. Deci, doamnelor și domnilor, Radu Constantinescu a auzit bine. Încă aude bine, deși bătrân, trist și amărât și în divizia B. Și în divizia B, da, taci, taci. Nu mă enerva astăzi că nu suport glume pe subiectul ăsta. Am făcut o emisiune întreagă pe subiectul ăsta. Nu te-am ascultat. A, serios? Că ai închis radio? Nu, nu, ascultam. Și când am auzit că vorbești despre treaba asta, am închis radio, recunosc. Da, păi eu am sunat oameni de la Dinamo. Sunt convins. Eu încă n-am procesat informația. Da, vă spun eu, ați făcut egal. Așa, hai să ne întoarcem. Deci aud bine, da. Asta era întrebarea, ce înseamnă să pierd sâmbete? Adică să-mi pierd nopțile în cluburi, zic eu, în contextul acestei piese. Așa, Cătălin? Deci de asta simt nevoia să mai pierd sâmbete. Atunci când nu zâmbim, ne amintim zâmbete. Mos. Deci să, adică are sâmbete din alea, cu uitare, să încerc să distrează. E de despărțire, da? Și da, practic, da. Deci Alexandra le pierde jumătatea... în club. Da, da, Cătălin, da, le pierde în... aici, aici, când te duci și te faci praf, asta vrea să zică. Nu? Ah, okay. Un băiat se duce să face praf de la supărare, cazul tău, iată. Nu, duminică, aseară, Radu. În timp ce ea, nu știu, că Alexandra se duce în club și uită. Da, putem începe rațiunea zilei. Sigur că da, okay. Alte vești proaste în programul următor. Sper că nu tot despre Dinamo, da? Nu, no, despre petrol, benzină, fii atent. Ah, ok. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Prețul petrolului european, cunoscut și sub denumirea de petrol Brent, a trecut astăzi de $120 pe baril. În timpul ședinței de tranzacționare, prețul petrolului american a ajuns la $116. Știți voi mai bine ca mine ce înseamnă asta, nu vreau să vă amărăsc mai tare. Asta înseamnă că prețul benzinei ar putea să crească în săptămânile următoare, când acest petrol va intra în prelucrare. Sigur că el a avut la un moment dat o valoare și mai mare de 120,07 în urmă cu câteva zile, dar se învârte la această chestiune, în jur de $120. De ce se întâmplă asta? Pentru că ambasadorii Uniunii Europene negociază zilele astea al șaselea pachet de sancțiuni pentru Rusia, pachet care ar spune că, domnule, să nu mai luăm petrol din Rusia, știi? Asta ar fi una dintre sancțiuni. E adevărat că Rusia nu este principalul alimentator, dar contează în toată această ecuație și petrolul rusesc. Și sunt divergențe între statele europene dacă mai importăm sau nu mai importăm petrol pe fondul războiului din Ucraina. Cum dezbaterea nu a ajuns la un acord nici ieri, nici astăzi dimineață, bursele de tranzacționare a petrolului au, cum să zic, sancționat această idee, dar mai ales posibilitatea existenței unor sancțiuni, pentru că când zici de petrol european, inclus în primul rând petrolul rusesc, că nu alte surse majore vor fi în Europa, dar niciuna ca aceasta. Așadar, o perioadă de scumpiri și de instabilitate care continuă. Mai este un motiv la toată această chestiune. China a declarat noua campanie anti-COVID drept o reușită și reîncepe producția multe dintre orașele blocate. Asta înseamnă că brusc pe piața mondială a petrolului cererea de petrol a crescut. Și multe companii vor vinde în China, că e evident, China plătește bine și repede. Mi-e și frică să mă întreb ce înseamnă campanie reușită acolo. Am văzut niște imagini, știi, cu oamenii care... Da, care sunt închiși în case, care n-aveau de mâncare, care... Da. Se aruncau de la fereste. Au o politică zero COVID,
Și asta înseamnă că închid cartiere, orașe sau interzic trecerea dintr-o parte într-alta, funcție de funcționalitatea campaniei la data respectivă. Dar acum, deși mai sunt unele orașe care, orașe sau zone din orașe care sunt închise, pe ansamblu guvernul chinez zice că e o reușită și reîncepe producția masiv. Știți că sunt multe vase acolo în porturile chineze care stau și așteaptă mărfuri, dar primul simptom este cererea mare de petrol. Și atunci petrolul ăsta va veni fie din Rusia, fie din țările arabe. Da, din Ungaria nu mai putem cumpăra, Ungaria că nu mai putem, uite, cumpăra. Se uită la numerele de matriculare și nu ne mai dau, da, și nouă acolo. Era de așteptat să nu mai putem cumpăra din Ungaria, pentru că asta e o măsură protecționistă pentru publicul lor și pentru că venind și noi, slovacii, ucrainenii sau alte țări din limitrofe cu Ungaria și luând cantități mari de benzină de acolo, nu pot să satisfaci publicul. Ăsta e primul semn că nici depozitele lor de benzină nu conțin atât carburant pe cât și-ar dori guvernul maghiar, pentru că îi da acoperă din venituri de stat ce fac companiile și rafinăriile lor, dar în realitate prețul la care vând este sub prețul de producție. Asta e problema importantă acolo sau foarte aproape. Și atunci chestia asta nu poate să țină până la nesfârșit. Chiar sunt curios cât o să mai țină această barieră protecționistă, plafonare, la plafonare. Sigur, mai sunt metode. Poți să mai dai jos din TVA, poți să mai dai jos din acciză. Mai sunt metode să faci chestiunea asta. Da, dar nu o să mai avem aia creștere economică. Domnul, da, state, de unde mai așa niște bănuți? Da, e complicată. E bună observația asta cu 6%. Eu mă uit așa la el, n-am zis nimic, am ridicat sprânceana și am zis, da, 6% creștere economică, zic, al naibii de bine în România asta, păi, că normal, dacă ar fi. Bine, drept urmare, sigur, ar trebui ca să vedem acest preț. Eu am pus ieri cu 8,24. 8,24. Da, 8,24. Motorina 8,96, da, astăzi, de la 8.88. Mă aștept să... La Petrom a crescut cu câte 4 bani în fiecare săptămână, în ultimele săptămâni. A fost 8,16, 8,20, 8,24 și mă aștept să meargă și mai sus, cât de sus. Mâine l-am chemat la România în direct pe profesorul Cristian Păun și zic să stăm cu toții de vorbă despre chestiunea asta, care... E desperiat în momentul ăsta, chiar e desperiat. Da, pentru că se reflectă în prețul celorlalte produse, nu neapărat. Mod evident, da. Mulțumim foarte mult, Cătălin, pentru comentarii. O să te ascultăm mâine cu atenție. I love the music. Pentru orice motiv ne asculți, love the mornings. Suntem pe aceeași frecvență cu tine. Suntem Europa FM.